De curând a apărut numărul 3 al revistei trimestriale Orizonturi Mușelene. Cu o bogată informație culturală, istorică și artistică, revista vine să completeze peisajul cultural al Câmpulungului. Din numărul 3 al recentei apariții, spicuim un amplu reportaj despre Pârvu Mutu Zugravul, la rubrica România mea se vorbește despre Biserica Rupestră Corbii de Piatră, iar personalitățile mușelene, Dimitrie Mățăoanu, Petre Țuțea, Gheorghe Pârnuță și Gheorghe Tomozei, sunt aduse în prim plan de scriitorii mușeleni. Orizonturi Mușelene este o nouă revistă apărută pe meleagurile Câmpulungului. Cum am spus la început, se cheamă Orizonturi Mușelene, este o revistă a seniorilor mușeleni cu apariție trimestrială. Pot să spun, este o revistă privată. Tematica acestei reviste, cultură, informație, istorie și atitudine civică. Membrii fondatori acestei reviste sunt eu sunt redactorul șef, domnul Nicolae Mihăilă, domnul Moise Constantin și Gheorghe Grigoroiu de la editura Larisa, cu care colaborăm foarte bine. Revista nu are faima revistei Piatra Craiului, care s-a extins într-adevăr departe. Este o revistă care se adresează în exclusivitate mușelenilor și în general seniorilor mușeleni. Ce cuprinde revista? Personalități mușelene, am promovat poeți mușeleni, este o rubrică a poeților mușeleni, epigramiști mușeleni, obiceiuri din zona mușcelului, am promovat câteva zone turistice, Valea Râului Târgului, Valea Dâmboviței, mai cuprinde o rubrică anecdotică. Deci, în general, revista, pe scurt, se adresează, în general, seniorilor mușeleni. Bine ilustrată cu imagini din zona mușcelului, revista seniorilor mușceleni are consistență atât prin prisma materialelor prezentate, cât și prin arta fotografică.